foc și fum în cetatea străveche a Ierusalimului și multă splendoare și bucurie în Roma eternă. Imperator Titus își serba triumful în mod glorios, căci învinse într-unul dintre cele mai grele asedii pe care le-a cunoscut vreodată omenirea. Sicarii lui Simon Bargiora și zeloții lui Ioan din Ghizhala erau înfrânți, răpuși în Ierusalim. Și deși baza principală a marii revolte a evreilor era una cu pământul, mai existau unele cuiburi de rezistență, precum formidabila Masada, și cât timp mai existau focare de rebeli, armata Romei și legiunile nu puteau dormi în liniște. Acum avem întrebarea episodului anterior. În asediul Ierusalimului, ce legiune a avut tabăra pe muntele măslinilor? Este importantă întrebarea, fiindcă răspunsul este chiar legiunea protagonistă de astăzi. Cine a răspuns legiunea a 10-a Fretensis a răspuns corect. Sunt imperator și pentru cei care nu mă cunosc vă spun bine ați venit pe canal, iar salutul tradițional în latină este Salve te fortes milites! În lipsa lui imperator Titus, un nou comandant este numit ca să conducă operațiunile de curățare pe numele său legatul Lucilius Bassus. După cum v-ați dat seama, nu putea să comande decât o singură legiune și auxiliarii de pe lângă, însă Vespasianus și Titus au considerat că numerele lui Bassus erau arhisuficiente pentru a rezolva ultimele forme de rezistență. După ce preia soldații de la un anume Vitellianus, ia citadela de la Herodium și acolo își strânge oamenii ca să avanseze spre Maherus. O citadelă aflată pe un deal stâncos, flancată de văi, atât de adânci încât nu puteau fi umplute cu pământ pentru a construi o rampă. A lăsa Maherus necucerit era o invitație la continuarea revoltei și dacă se credea până atunci că văile nu puteau fi umplute cu pământ, Bassus considera altceva. Începe asediul și ordonă umplerea cu pământ a văii estice pentru a construi o rampă, iar apărătorii aleg să îi dea afară pe civilii care se refugiaseră în citadelă ca să se descurce în oraș, în plin foc al asaltului care avea să vină. Rebelii totuși aveau un plan de rezervă, să predea citadela dacă rezistența nu mergea, la schimb cu supraviețuirea lor. Însă cât a durat asediul, rebelii ieșeau în fiecare zi pentru a-i hărțui pe romani, cauzând pierderi de fiecare dată. Evreii cauzau pierderi când romanii erau luați prin surprindere, iar romanii le cauzau pierderi evreilor atunci când vedeau ieșirile mai din timp. Dar o întâmplare aparent nesemnificativă avea să schimbe soarta asediului. Era între rebeli un tânăr brav pe nume Eleazar, care conducea ieșirile. Era primul în atac și ultimul care se retrăgea, însă într-o seară, din neatenție, a zăbovit prea mult în afara zidurilor orașului și vorbea cu santinelele, iar un roman de origine egiptene pe numele său Rufus a acționat. L-a imobilizat și l-a târât în tabăra legionară cu tot cu armură. Bassus se gândește ce să facă, deoarece îl văzuse de atâtea ori în atacuri și hotărăște să-l biciuiască sub privirile rebelilor de pe ziduri. Iosefus susține că în ziua aceea multe strigăte de dezamăgire s-au auzit din Maherus. Bassus, când a auzit cât de îndrăgit era Eleazar în cetate, a hotărât să-i scoată pe rebeli din bârlog. Ordonă construcția unei cruci și rebelii își dau seama ce urma. Încep să plângă, iar Eleazar este întins pentru a fi bătut în cuie. Acesta le strigă oamenilor săi să predea citadela, măcar pentru a se scăpa, dacă pentru el era prea târziu, iar atunci porțile se deschid. Emisarii din Maherus acceptă să predea citadela, iar condiția ca evreii, inclusiv Eleazar, să fie lăsat să trăiască a fost acceptată. Astfel a fost luat Maherus, fără să existe un asalt propriu-zis al zidurilor, deși rampa de pământ a romanilor sau tentativa aceea de rampă se vede până și în ziua de azi. Ca să fac o paranteză, în palatul de la Maherus fusese decapitat Sfântul Ioan Botezătorul la porunca regelui Irod,
iar acum Agvila Romei zbura veselă peste ziduri. Auzind de pe înălțimi că vreo 3000 de rebeli se îndreptau din Ierusalim și Mahierus spre pădurea Iardus, știe unde trebuia să se ducă. Înconjoară pădurea cu Equites, călăreți, iar ordinul pentru infanterie era de a tăia copacii. Rebelii erau înconjurați, însă lupul încolțit mușcă oribil de adânc, iar rebelii realizează că singura șansă de a scăpa era un asalt general cât timp legionarii și auxiliarii tăiau pădurea. Evident, mulți aveau să moară, dar câțiva aveau să supraviețuiască corect, oricum mult mai bine decât nimic. Iuda, fiul lui Iair, generalul, ordonă atacul, dar romanii au viteză de reacție și își iau armele de pe pământ și intră în formație. Copacii rupeau uniformitatea atacului, iar rebelii înfometați erau pradă ușoară pentru săbiile legionarilor și sulițele auxiliarilor. Tot Iosefus ne spune că de partea romană au fost răpuși 12 oameni cu mulți răniți, dar de partea rebelilor nu a scăpat vreunul. Între timp, Vespasianus trimite un nou mesaj. Pământ avea să fie primit de 800 de soldați lăsați la vatră lângă Emaus, iar evreii aveau de acum înainte să plătească Romei exact cât ar fi plătit templului în fiecare an. Și mai mult de atât, restul regiunii este scos la licitație. Toate acestea se întâmplau în anul 72 după Hristos, însă Bassus era foarte bolnav și nu mai are putere să continue campania. Moare lăsându-l pe Lucius Flavius Silva în comanda armatei pentru a extermina ultimul cuib de rezistență serioasă, fortăreața sicariilor numită Masada. Masada are o poveste destul de interesantă. Acolo este locul unde, conform Bibliei, David s-ar fi ascuns de regele Saul, dar după acest eveniment, locul care semăna cu o gigantică masă construită din piatră a fost dat uitării până la regele Irod cel Mare, care construiește fortificații masive pe platou, culmea ironiei, pentru a avea o cetate de refugiu în cazul unei rebeliuni. Sicarii refugiați acolo au întărit zidurile și fiindcă filoelenul Irod nu se ocupase de construcția unei sinagogi, au făcut-o sicarii conduși de Eleazar ben Iair, deși în mod ciudat, conform descoperirilor arheologice, acea sinagogă nu beneficia de o micve, bazinul unde evreii se curăță înainte de a intra într-o casă de rugăciune. Zidul cuprindea tot perimetrul platoului cu o lungime totală de puțin sub o milă romană, cu vreo 30 de turnuri, iar la capitolul intrări, cum zice românul, aici e jale. Erau doar 4 porți, Iosefus denumind poarta căii șarpelui poarta principală. Dar de ce poartă acest nume? Fiindcă accesul se putea face doar printr-o potecă la fel de întortocheată ca Transfăgărășanul. Ar mai fi poarta apei, poarta apusului și poarta cisternei, dar numai poarta căii șarpelui stârnește fascinația lui Iosefus. Dacă la Iotapata problema a fost apa de băut, iar la Ierusalim mâncarea, Masada era burdușită de provizii, iar bazinele săpate în platou ofereau apă din belșug. Forța lui Silva, cu a 10-a legiune Fretensis și cohorte auxiliare plus prizonieri evrei, număra 10.000 de oameni, în timp ce apărătorii active ai Masadei numărau sub 1.000. Să nu uităm că erau și foarte mulți civili în acel număr. Asediul începe. Bineînțeles, niciun asediu roman nu este un asediu respectabil fără o circumvelație și acesta este primul lucru pe care romanii îl fac. Construcția zidului și, mai mult de atât, devierea peductelor care duceau spre oraș. Și diferența dintre această circumvelație și altele este că era construită din piatră cu o înălțime de 3 metri și 8 tabere au fost ridicate. Urmele lor pot fi văzute și astăzi. Era mai mult decât evident că artileria nu ajungea la ziduri, iar folosirea mașinilor de asalt ieșea din discuție. Singura soluție reală era construcția de rampă, iar terenul oferea o portiță de scăpare prin Stânca Albă de la vest, acționând ca o bază naturală pentru o rampă. Acum, toată problema era umplerea ei. În prima fază, umplerea prăpastiei era o muncă de Sisif,
îndeplinită de legionarii din A10 Fretensis, aruncând acolo pietriși și alte materiale care să ofere o bază solidă. Materiale furnizate, bineînțeles, de prizonierii evrei. Prima dată sicarii de pe ziduri râdeau, însă pe măsură ce rampa se înălța, rebelii nu mai erau așa de siguri pe ei, fiindcă rampa avansa din ce în ce mai mult. Bineînțeles, cam pe la 50 de metri de ziduri, 100 de metri, apărătorii îi bombardau pe soldați cu proiectile, așadar legionarii erau deseori nevoiți să lucreze cu scuturile deasupra capului, altfel nu funcționa. Dar măcar în momentul acela și artileria putea fi adusă mai în față pentru a oferi susținere. Și dacă rampa era terminată, automat este construit și un turn, dar ușor modificat. În primul rând, sistemul de roți era construit într-o dungă pentru a se adapta rampei, iar în vârf era un scorpion și mai mult de atât, era atașat și un berbec. Turnul avansează și de data aceasta evreii nu mai puteau săpa sub el, ca la Ierusalim. Berbecul își face treaba și sparge primul zid. Legionarii de pe rampă erau să urle de bucurie, dar numai atunci când se aflau în breșă, văd o mare dezamăgire. Apărătorii construiseră un zid în spate. Din resturi este drept, dar totuși un zid. Zidul acesta nu putea fi spart de berbec, căci avea o grămadă de pământ și lemn în compoziție, însă partea de lemn îl făcea inflamabil, așa că legionarii aruncă torțele și zidul se aprinde. Însă vântul nu prea ținea cu romanii, căci începe să bată înspre vest și focul înțeapă turnul de asalt. Romanii erau disperați, dar nu puteau să facă mare lucru. Dar vântul schimbă taberele și suflă în direcția est, deci înspre apărători, iar turnul este salvat. Soarele asfințea, iar legionarii își spun că era prea târziu pentru un asalt total, așa că marele atac este programat pentru a doua zi. Între timp, evreii din interior știau că jocul era în stare de șahmat, așa că singurul lucru rămas era o moarte rapidă ca să evite sclavia sau crucificarea, iar apărătorii încep să lucreze un macabru plan. Soarele răsare, iar legionarii urcă rampa, dar în loc să fie întâmpinați de proiectile de praștie, sunt primiți de o liniște suspectă. Abia când primele rânduri trec de resturile carbonizate ale zidului, văd spectacolul groazei. Cadavre peste cadavre. Atunci realizează ce au făcut rebelii. S-au omorât unii pe alții ca să nu fie nevoiți să recurgă la a-și lua singuri zilele și numai ultimul rămas a recurs la asta. Când se numere cadavrele, 960 au fost morții, dar spre surprinderea tuturor au existat 7 supraviețuitori, 2 femei și 5 copii. Astfel s-a încheiat Marea Revoltă a Evreilor sau Primul Război Iudeo-Roman în anul 73 după Hristos, într-o notă sumbră care ne amintește întotdeauna că unde este multă splendoare este și mult gunoi, iar unde este mult eroism, marile atrocități nu sunt nici ele prea departe. Data viitoare, în mega-seria Roma Invicta, sper să avem un episod despre anul celor 4 împărați. Când? Asta chiar nu știu. Tot ce știu sigur este că va fi într-o frumoasă zi de marți. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă astfel încât legiunile Imperatorului să devine din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!